Programul de activități culturale educative al primăriei Pașcani va fi modificat din nou în ședința ce va avea loc joi 28 septembrie, de această dată pentru adăugarea unui eveniment în listă. Este vorba despre crosul toamnei, eveniment cu tradiție în municipiu, dar care nu era trecut în programul de activități, ultima dată votat în primăvara acestui an. Potrivit documentului ce urmează să fie votat de aleșii locali, întrecerea sportivă ar urma să aibă loc în acest an în centrul municipiului pe strada Ștefan cel Mare, de la semafoare și până la oficiul poștal din zona deal. Pentru desfășurarea evenimentului din bugetul local ar urma să fie alocați 20.000 de lei bani pentru premii, plată colaboratori, tricouri, diplome, cupe, afișe, numere concurs, apă plată și materiale de birotică. Concursul urmează să fie organizat de primărie și clubul sportiv în parteneriat cu școlile din oraș și Casa de Cultură Mihail Sadoveanu, tot în luna octombrie, pe lista de activități, mai este trecută și campania de prevenire și combatere a cancerului la sân, 1800 de lei. În noiembrie, municipalitatea nu are nicio activitate pe listă. În schimb, în decembrie, administrația locală începe sezonul sărbătorilor de iarnă cu activități de Ziua Națională a României, mai exact conform documentului depuneri de coroane, paradă militară și mâncare tradițională. Conform celor spuse de viceprimarul Cristian Rățoi, tot pe 1 decembrie ar urma să fie aprins iluminatul festiv și deschiderea târgului de Crăciun. Activitățile din acest an se vor încheia cu primirea colindătorilor, scrisoare pentru Moș Crăciun și organizarea revelionului în stradă. Pentru tot programul ar urma să fie asigurată suma de 950.000 de lei de la bugetul local. Este important de precizat și faptul că la aceste evenimente se mai adaugă și cele organizate de Casa de Cultură, instituție ce are propriul program de activități.